Mamă, dă-te în puii mei! Doamne, ce cotei, du-te în puii mei și joacă-te în PUBG, nu mai sta la Fortnite! Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați găsit la un nou clip. De această dată o să facem un nou gameplay din seria voastră preferată de Fortnite. De această dată s-a făcut un mare, mare update cu un respawn van care... multă lume l-aștepta, dar ideea e că nu înțeleg ce caută pe solo mode, adică nu prea avea nevoie de el pe un solo mode, dar aparent îl avem și aici, în retail. În principal se află în zonele astea populate cu nume, nu știu dacă se află și în zonele mai puțin populate cu nume, adică gen Lonely, nu prea merge foarte mult în Lonely, dar probabil se află și pe acolo, nu știu exact locațiile, dar o să se posteze. Cu siguranță și locațiile unde se află fiecare. Ok, hai să facem noi rost de loot. Este primul match, de-aia mă mișc așa de greu. Deci nu vreau să aud hate. Andrei, de ce trage așa? Este primul match, ok? Nu mă judecați. Hai să vedem dacă ne iese win. Ar fi destul de bine. Dacă ne-ar ieși, n-am înțeles nici să sar, nu mai știu. Sari, bravo. Trebuie să stai puțin că obosești el, mă. Hai să dau chug-ul. Hai cum să dau chug-ul. Să avem și noi viață, să fim safe, să nu fie panică. Și mă bucur că n-au scos custom meciurile, pentru că de obicei nu le țineau chiar așa mult și probabil nu o să le mai ține așa mult. Dar e bine că nu le-au scos. Mă bucur că așa mai o să mai putem juca și cu abonați niște meciuri. Pentru că nu știu de ce, dar ăștia la Fortnite nu vor să le lase nelimitat, la fel și cu gifting-ul. În sens de ce îl nu lasă nelimitat, adică... Tot mai am apăsat pe 3 ca să... Wow. Mamă, coboară. Gloanțe, uite cum muream, mă. Sau aveam gloanțe, nici nu-mi dau seama. Doamne, uite, știu cum muream, se vede că e primul meci. Doamne. Mai e vreunul acum? Mai vine unul acum. Hai. Să-mi dea acum unul clean up. E clar. Nu, ăsta. Vreau să-mi dau heal acum. Bă, acum ar fi mers mai bine chuck de gura, dar dacă nu mi l-aș fi dat atunci, probabil eram mort acum. Așa că e bine ce-am făcut. Hai să ne dăm niște bandaje, să ne facem 75 viață și să o luăm la drum. Ceva pe aici. Mai bun. Ah, mai găsim niște astea. Dă în coane, poate. Stai, că n-am nevoie de mai multe pampuri. Ținem așa. Gata, frate. Hai să vedem cine arată aici dacă ne ducem. Deci reboot squad members, reboot card required. Da, deci dacă nu știți cum funcționează, este exact ca pe Apex. Când moare cineva, când îți moare cu echipierul, o să dropeze un card. Cardul ăla trebuie să-l iei și după aceea te duci la un minivan de ăsta și o să-ți dea, o să-i dai respawn la cu echipierul tău. Cu 100 lemn în inventar, cu un pistol din câte am înțeles, full viață, etc. Destul de nice. Că stă și lemn și etc. Și o armă, în caz că ești în plină bătaie. Bine, nu-ți dă cine știe ce armă, îți dă un pistol acolo ca să nu zici că nu-ți dă nimic. S-a părut mie că vine cineva cu glider, dar nu vine nimeni. Da, apare numai nimeni pe aici. Continuăm drumul, ce pot să zic. Trebuie să caut heal. Unde găsesc eu de heal? Haideți să mergem cu un vent de ăsta de aici și ne ducem mai întâi aici. Probabil nu este lootat, că nu prea lootează ăștia pe acolo. Da, mă, da. E așa liber pe aici. Nu e nimeni.
să mă încălzesc și eu, frate, și să uite, să pun și o tastatura asta așa, ca să o vedeți și voi calul meu. Gata, frate. Forță. Nobody here. Ok. Și trebuie să mă pun pe filmat niște clipuri pentru că o să fiu plecat în weekendul ăsta și de-aia trebuie neapărat să mă pun pe filmat, cum v-am anunțat. Și dacă vreți să vedeți ce fac în weekend, nu uitați să dați un follow pe Instagram, aveți Instagram în descriere și o să postez acolo mai multe update-uri cu ce o să se întâmplă pe canal și etc. Și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să fac vlog de acolo unde merg. O să fiu plecat într-un stagiu cu Miruna și vreau să spuneți dacă să fac vlog sau nu, că la cum a prins ultimul vlog din Londra, nu știu, dar eu am cel mai proaste momente să postez un vlog. Vezi canalul cea când mergi mai prost cu canalul, postez un vlog, frate. Și-l muncesc și mult și nu prinde. Am văzut că vlogul de la Londra nu prea a prins cine știe ce în final. Stai că am văzut mare big line up aici. Hai de ce mai... Ohoho, nice. O să iau big-ul ăsta. Nice. Hai că am venit bine aici, facem roșii de un lemn. Facem full lemn. Și oamenii nu vin cam deloc în lonely aici. Nu știu de ce. E un loc destul de bun, îți dă un loc destul de ok. După părerea mea. Păcat că nu prea e în centru. Adică la început țin minte că în sezonul 3 veneam numai pe aici. Sezonul 3-4 numai pe aici veneam în lonely. Era locația românilor, ești nebun? Fiecare român venea aici în lonely. Ia, ce avem aici? Nimica folositor, evident. Opa. Nu cred că o să fie greu de ales ăsta. Dăm cu anenică, mare shotgun ce avem. Îi dăm un kit cu ăsta, l-am lăsat lat. 19 în viață. Poate mai deși noi de niște player, ar fi destul de drăguț. Că doar 2 kill-uri nu prea îmi place. Să mai dăm și noi de niște oameni. Ok. Cum face caracterul. Și de mai ce am luat dansul ăsta de pe shop. Am luat zilele astea. Și mi se pare destul de nice. Nu uitați, guys, să cumpărați cu codul UNRIROW dacă cumpărați ceva din shop. Vreau să mulțumesc tuturor care ați folosit codul și dacă mai băgați codul, să îmi trimiteți filmări pe Instagram când băgați codul. Ok. O să plece. Ca să vă pot da pe Fortnite și dacă îmi cumpărați mai mult, o să vă dau și follow back. Mai fi ceva aici mișto în turnul ăsta? Ia. Oh, e un chest. Chiar două chesturi. Ce tare. Ok, nimic ca bun. Dă și mie un P90. Haide. Știu că poți. Zona e fain pe râs pe toți. Unde e zona? Man, unde e zona? Trebuie să o luăm la drum. Pas rapid. Hai. Și cred că o să mă duc la ventul ăla. Cea mai bună posibilitate, cred. Facem puțin rost de resurse, că nu știu de cine dăm. A, uite mă, că e un respawn vent și aici. Ok. Deci sunt destul de des puse, adică... E ok. Nu știu, vreau să joc niște squaduri, să văd cum... Ce impact are treaba asta. N-Apex, ideea e că acolo e decât squads, cum... Squads de 3. Pentru cei care jucați Apex. Mai joc și eu Apex din când în când, da? Mai des Fortnite. Că Fortnite-ul vă place, că dacă postezi Apex, se întâmplă cum s-a întâmplat și la noi, pe canal. Mult hate și nu prinde și nu vă place. Și așa mai bine nu postez, dacă știu că nu o să vă plac. Când o să prindă și în România Apex-ul, e bine. Abia aștept. Dă-i mă în jos.
Și bă, dar n-a luptat nimeni aici, mă. Ok. Ok. Ia dă ăsta încoa. 2-2. Mamă, avem la shield. Deci la shield o grămadă, frate. S-o dea unul cu mine pe shield. E nebun. Am full de big-uri, am full de mini-uri. Doamne, uite câte... Mă, loot-ul e ok, sincer, adică... Chiar n-am ce zice. Sunt ok cu loot-ul. Pa? M-a văzut ăsta? Salut. Și acum o să pot să-mi dau heal. Bine că nu mi-a dat la viață. Am o grămadă de astea. Dăm și pic. Frumos, așa ne-am făcut cu un alt heal. GG. Dăm astea. Cut. Și acum avem un minus decât un big. Nice. Aveam aici și un medikit acum că mă văd. Na, na. Mai am nevoie acum. Opa. Se crede că nu l-am văzut sau care-i treaba? Dar unde e bilalul ăsta? Da, nebunule, da. N-am luat și pe el. Acum am auzit niște pași mai de apropiere. Aolo! Asta vrea să mă țin aici, nu-i așa? Hai să nu construim mult. O să stau așa. Poate mi-am un snipe. De plecat de aici n-ar fi... Mamă, dar n-am glider deploy. N-am glider deploy. Cât tragi, bune, norocitule. Doamne, de ce nu mai mi-a tras shotgun-ul? Unde e ăsta? No! Nu vreau să mai iau damage. Că n-am cu ce să-mi dau heal. Ok, ăsta m-a bătut destul la, de la limită. De ce nu mi-a tras shotgun-ul la faza aia? L-am schimbat și am tras și nu mi-a tras. Se bate acolo. Aș merge și eu pe ei, dar... Nu știu. Să mă duc pe ei. Probabil o să regret. Alol. Pe bune. Mă simt prost. Man. Nu credeam că e ultima. Deci mă jur că nu m-am uitat în dreapta deloc.
Deci, m-am uitat de dreapta, dar nu știu cât timp, nici nu știam că e ultimul ăsta. Eu cream că mai e unul. Și când am ieșit acolo, că să mă duc pe aia doi, oare era chiar ultimul atunci, aducea, cred că și atunci erau aia ultimii. Da, fraților, cam atât a fost cu acest win. A fost win. Doamne, deci nici nu știam că e ultimul. GG, guys. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă sunteți noi pe canal, să dați pe butonul de subscribe și pe clopoțel, follow pe Instagram. Și